lupta împotriva corupției este vitală, dar în România acest lucru nu este doar un deziderat, este un fapt. Lupta împotriva corupției se desfășoară chiar cu intensitate mare, spre disperarea corupților, evident. Faptul că suntem în precampanie nu are nicio relevanță pentru felul în care DNA luptă împotriva corupției și împotriva corupților. Despre cum se desfășoară lupta anticorupție, sunt foarte mulțumit. DNA își face treaba foarte bine. Nu există niciun fel de imixtiuni politice, dacă cumva la asta v-ați referit, în felul în care își face DNA treaba, și nu există nicio instituție a statului care să se amestece în treaba DNA-ului sau în felul în care DNA-ul își face treaba. Faptul că suntem în precampanie probabil aduce mai vizibil în față felul în care unii și alții sunt chemați la DNA pentru a da explicații. Acest lucru este o dovadă a faptului că lupta anticorupție se desfășoară cu toată intensitatea și pot să vă spun că se desfășoară așa, indiferent dacă este campanie sau dacă nu este campanie. Munca pe care o face DNA-ul nu este una politică, ci este o luptă foarte importantă pentru România.